De Revelion vor fi organizate aproximativ 170 de evenimente publice, la care ar putea participa peste 150.000 de persoane. Atragem din nou atenția asupra pericolului pe care îl pot reprezenta articolele pirotehnice. Efectivele Ministerului au indisponibilizat, în vederea confiscării, peste 85.000 de kilograme de articole pirotehnice în valoare de aproximativ 3 milioane de lei. Au fost constituite 677 de dosare penale, în cadrul cărora s-au constatat aproape 800 de infracțiuni și s-au aplicat aproximativ 230 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 200.000 de lei. Nu permiteți copiilor jocul cu petarde și artificii și nu neglijați respectarea măsurilor pentru limitarea răspândirii noului tip de coronavirus.